Mă bucur că pot să fiu aici în acest an și să putem să studiem împreună anumite subiecte care eu așa cred că sunt, sigur, vitale. Un medic nu vorbește de lucruri care nu sunt de viață, ci vorbește mereu de lucruri care sunt necesare pentru viață. În anul trecut și în anul acesta mi-am dat seama că eu personal am nevoie de un mântuitor. Și deși sunt născut în credință și am ajuns la 51 de ani, nevoia mea după un mântuitor în anul acesta, în anul al 50-lea sau al 51-lea din viața mea, de-abia am realizat acest lucru, așa zis, aproape la maxim. Cred că nevoia mea după Mântuitor crește. Și de aceea, ce mă determină să cred că am nevoie de un Mântuitor? Care este scopul unui Mântuitor? De aceea, lecția sau tema despre care o să vorbim este de ce am nevoie de un Mântuitor. Care e problema cu mine? De ce trebuie cineva pe mine să mă mântuiască? Vedeți, aș citi un text din Luca, la capitolul 4, de la versetul 18. Luca, la capitolul 4, de la versetul 18. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Pentru cine a venit Iisus Hristos? Pentru ce l-a trimis pe acest pământ? Care a fost scopul pentru care El a venit? Știm, așa spune Biblia, a venit să mântuiască. Dar ce fel de oameni a venit să mântuiască? Sunt 5 categorii aici pe care Iisus a venit să-i mântuiască. Și la început avem pe săraci. Apoi vin cei cu inima zdrobită, zdrobiții. Apoi vin orbi, nu? Robilor de război. Robilor. Și după robi vin orbi. Orbilor. Și la sfârșit vin apăsații. Deci pentru aceste categorii sunt 5 categorii de oameni pentru care Iisus a venit. Și acum întrebarea se pune. Din ce categorie faci tu parte? Unde te încadrezi? Ești sărac? Cu ce ești sărac? Deci, săracii au o nevoie, nu? Se poate face ceva cu microfonul, că sună? Să iau altul? Sună? Deci, săracii, e mai bine.
săracii, ce este comun tuturor săracilor? Le lipsește ceva, au o nevoie. Orice sărac are o nevoie. Săracii sunt în nevoie. Cei cu zdrobiții? Au și ei nevoie? Da sau nu? Vă încadrați aici? Inima zdrobită? Da? Inima zdrobită? Da, sunt mulți din pacienții mei pe care îi constat că au inima zdrobită, de aceea sunt bolnavi. E cineva aici rob? Sau suntem slobozi? Suntem rob sau suntem slobozi? Da? Iisus Hristos a venit să-i elibereze pe robi. Cineva care vede? Sau suntem orbi? Suntem orbi sau nu suntem? Apăsați? Apăsații sunt ăștia care sunt nu mai știu încotro. Ei sunt dezamăgiți de viață. Am putea aproape să-i spunem că sunt cei care sunt depresivi, cei deznădăjduiți care sunt amintiți aici. Deci sunt 5 categorii de oameni pentru care Iisus spune că a venit să-i salveze. Ce este comun tuturor 5? A tuturor acestor 5 oameni, ce este categorii de oameni este comun? Deci în comun este că le lipsește ceva. Sunt într-o situație dificilă. Aici bogații nu sunt puși, aici văzătorii nu sunt puși, aici cei care au totul nu sunt puși. Deci ei toți au o nevoie. Spuneți-mi, sunt conștienți de nevoia lor sau nu sunt? Cei care trăiesc pe acest pământ sunt conștienți de nevoia lor sau nu sunt? Să știți, unii sunt și alții nu sunt. Și acum Iisus a venit la ei săi, nu? A venit la poporul evreu. Era poporul evreu conștient că are nevoie de un mântuitor? Ce vroiau ei ca mântuitorul să mântuiască? Ce așteptări aveau ei de la un mântuitor? Să-i facă bogați? Să-i scoată din zdrobire? Să-i scoată din robie? Ce așteptări aveau? Am avut ocazia, nu de mult, să am un pacient care este evreu și este în biserica evrească la conducere în Germania și a fost acolo de mai multe ori și am explicat cauza bolilor lui și siguranță că un om bolnav are nevoie de un medic care este un mântuitor. Și i-am pus întrebarea dacă în religia lor evreiască au nevoia de un mântuitor pentru inimă. Sau au nevoie doar de un mântuitor care vine să-i salveze din împrejurările dificile. Și ce credeți că a fost răspunsul? Evreii nu au nevoie de un Mesia să le salveze din eroarea inimilor. Ei au nevoie de un mântuitor
care să-i scoată de aici, din împrejurimea aceasta și să le ducă pe o lume nouă, unde totul este bine. Evreii așteaptă într-adevăr un Mesia, dar nu un Mesia care să le scoată pe ei din orbire, din orbirea spirituală, nu să le scoată din zdrobirea spirituală, din robia spirituală, ci ei așteaptă să fie scăpați de robia externă. Spuneți-mi și mie, creștinii ce așteaptă? Ce așteaptă creștinii astăzi? Așteaptă un mântuitor care să le schimbe inima? Sau așteaptă unul care să îi salveze de dușmanii din jurul lor? Și să îi salveze din circumstanțe dificile în care sunt? Ce așteptăm noi astăzi? Știți, noi vorbim frumos, când ne merge bine, nu-L așteptăm pe Iisus să vină iarăși. Noi zicem, mai așteaptă. Dacă ne merge rău, zicem, Domnul să vină. Dar de ce să vină? Să vină ca să ne scape de împrejurările dificile în care suntem. Și nu ne-am dat seama că lucrarea de mântuire este o lucrare internă și nu externă. Și profunzimea problemelor este că după 2000 de ani, după ce Iisus Hristos a venit și biserica, care presupune că îl așteaptă, ea este cum caracterizată? Ce spune despre biserica ultima, cum, ce crede ea despre ea și care e realitatea? Zice aici în 3:17, Apocalips, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Câte categorii de oameni sunt în Laodiceea? Avem pe săraci, da? Avem pe orbi? Avem pe, hai să zicem că goi sunt cei zdrobiți cu inima. Avem pe nenorociți, a? Și sărac, orb, gol, nenorociți și ticăloși. Deci, practic, în Laodiceea se află oameni mântuiți sau care trebuie să fie mântuiți. Ce fel de oameni se află acolo? Mântuiți, adică oameni care au ieșit din problema inimilor sau n-au ieșit din problema inimilor. Știți care este caracteristicii inimii noastre păcătoase? Ea este ascunsă și ea nu este vizibilă. Noi nu ne cunoaștem. Noi avem o părere total greșită despre noi înșine, pe când credem că suntem foarte bine. Și vă spun că mulțumesc lui Dumnezeu pentru boală, pentru că ea este mijlocul lui ca să ne deschidă ochii că inima noastră nu este în ordine. Noi nu păcătuim în inima noastră pentru că vrem să păcătuim, ci păcătuim în inima noastră pentru că nu știm mai bine. Și acum că nu știm mai bine, așa ne-am născut. Dar am putea ști mai bine? Vedeți, în Ioan, la capitolul 9, este descris orbul care s-a născut din naștere orb, nu? El este tipic pentru omul născut cu o fire păcătoasă. Și el are nevoie de un mântuitor care să-i deschidă
ochii. Și iată că Iisus zice că a venit în lume ca să-i facă pe orbi să vadă și pe cei care văd să fie orbi. Să fie orbi. Și cine erau cei care vedeau în timpul lui Iisus? Cine erau? Erau religioși. Și erau oamenii religioși care erau cu Biblia toată ziua în mână, se rugau la orice pas pe stradă și strigau. Erau oamenii, așa zis, sfinți, care când a venit Iisus, le-a spus, păcatul vostru rămâne pentru că voi credeți că sunteți văzători. Iar orbul din naștere, care s-a făcut văzător, când Iisus Hristos l-a întrebat, tu crezi în Fiul lui Dumnezeu? Zice, Doamne, care este? Orbul ce zice? Domnul ce zice? Este al doilea om căruia Iisus Hristos îi spune, eu sunt. Lui și unei păgâne, adică unei samaritence, Iisus Hristos s-a putut revela personal, să zică fără ceva prin floare, să zică, eu sunt. Și ce face orbul din naștere când îl vede pe Iisus și zice, eu sunt? Ce face? Cade jos și se închină lui. El este acela care, să știți că orice, toți evrei din timpul acela, cei care erau credincioși, vor fi judecați pe baza acestui orb născut, orb. Pentru că n-avem încotro, noi toți suntem născuți orbi. Firea noastră păcătoasă ne înșeală din copilăria copilăriei, pentru că o folosim. Și pentru aceasta nu suntem considerați vinovați. Vinovăția apare când vine lumina. Răspunderea noastră apare când ni se descoperă posibilitatea luminii și noi o respingem. De aceea, pentru aceea generație de evrei care l-au văzut pe Hristos și nu l-au primit, pentru ei a fost decizia finală. Iisus le-a spus, păcatul vostru, vă citesc din versetul 41 din Ioan 9, dacă ați fi orb, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Știți ce înseamnă acest lucru? Că orbului nu-i se consideră păcatul. Pentru că îl face în necunoștință. Dar, ei ce zic? Dar acum ziceți, vedem. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Știți ce înseamnă dacă păcatul rămâne? Câte șanse de mântuire ai? Pierdut pentru totdeauna. Pentru că, vedeți, atâta timp cât noi nu cunoaștem lumina sau n-am avea posibilitatea să cunoaștem lumina, Dumnezeu se uită peste păcatele noastre. Dar acum vine lumina. Și aici intervine răspunderea noastră. O ascultăm sau nu ascultăm? Dar cât de greu este să spui unui care vede că este orb? Puneți-mi. Cât de greu. Vă spun, când am avut acest pacient evreu, am rugat lui Dumnezeu și am spus așa. El e bolnav. Slavă Domnului că e bolnav. Pentru că cu boala lui pot să-i fac clar că el are nevoie de un mântuitor pentru inima lui. Pentru că boala vine din inimă. Mai mult ca 90% din bolile noastre vin din gândirea noastră, dintr-o eroare pe care o facem crezând că este adevărat. Și acum acest om este bolnav și el vine și îi arăt că inima lui îl face bolnav. Și care este remediul pentru inimă?
Aveți vreun leac, aveți vreo rețetă? Morcov cu mărar sau ceva? Puteți să dați ceva pentru inimă, pentru vindecare, în afară de Domnul? Aveți sau n-aveți? Știți de ce eu sunt indignat câteodată? Că atunci când bolnavul vine la noi, noi nu înțelegem că e orbirea lui, inima lui e bolnavă, de aceea este bolnav. Ci noi dăm, zicem, a, poate ai pus prea multă sare. Sau eu știu, n-ai amestecat dulce cu amar sau cum. Și ne uităm la chițibușurile acestea fără să ne dăm seama că esența vieții nu este mâncarea. Esența vieții după care omul aleargă este nevoia sa de dragoste. Și dragostea cine este? E Dumnezeu. E evident că omul este bolnav din lipsă de Dumnezeu, nu din lipsă de zahăr. E ușor să înțelege? De unde vine glicemia? De unde vine diabetul? Vă pun o poveste recentă din cabinet ca să judecați dumneavoastră. O doamnă de 69 de ani face diabet la 65 de ani. Tip 1. Da? Pe vremea se spunea că este ereditar. Dar când faci ceva la 65 de ani, nu se poate să fie ereditar. Și ea face diabetul acesta de tip 1 și are un aparat cu care poate să măsoare tot la 20 de minute glicemia. Ca să-și poată cu pompa apoi să își dea insulina. Și diabeticii au mereu o număr ridicat de glicemia ridicată tot timpul. Și la ea mi-a arătat display-ul, avea 156. Da, până în 110, 120 e normal, depinde de nomenclatură. Și deci e ridicat, dar la 156 este pentru diabet normal, nu faci nimic. Poate să trăiască cu zahărul acela. Și acum mi-a venit ideea să o întreb dacă ea, dumneavoastră, vă puteți măsura glicemia tot la 20 de minute? Nu puteți. Nu știți cum ea este ținută în echilibru în trup. Dar am fost curios și am întrebat-o. Ați văzut ce se întâmplă cu glicemia dumneavoastră dacă aveți un eveniment spiritual? Și eu m-am referit la ceva negativ, dar ea a spus... Să știți, când aud că vin nepoții în vizită și bunicile de obicei se bucură când vin nepoții în vizită. Zic, bucuria aceea începe glicemia mea imediat să scadă și să meargă la normal. Spuneți-mi, este insulina care dirigează glicemia? Cine controlează glicemia în trupul omului? Cine o ține în echilibru ca ea să fie mereu echilibrată în acea măsură în care trebuie să fie? Cine o ține echilibrată? Cine? Mulțumesc! Pancreasul, săracul el de pancreas. Dacă pancreasul... Și dacă insulina ar controla regularea glicemiei, atunci am putea pe toți pacienții cu diabet să le punem la o glicemie exactă și să le dăm atâta și atâta și glicemia lor ar fi uniformă și corectă. Dar nu putem. Poți să dai la unul foarte multă insulină și trebuie ca să-i scadă glicemia, la altul dai un pic și cade glicemia. Cine controlează toate regulatorile trupului nostru? Cine o face? Dumnezeu, săracul de el, nu controlează Dumnezeu. Cum să o controleze? Deci, cine controlează? Duhul nostru controlează. Gândirea ta și a mea controlează glicemia ta. Nu e mâncarea, că poți să mănânci mult și dacă
pancreasul și mintea e în ordine, mâncarea aceea este distribuită, da, te îngrași sau ce faci? Unii nu se îngrasă nici atunci dacă mâncă mult. Pentru că regulamentele trupului nostru sunt conduse de Duhul nostru și nu de trupul nostru. Să știți că creierul nostru, pancreasul nostru, sunt niște instrumente, cum are frate domnul cu butoanele lui. Ala este creierul, ala este pancreasul. Dar cine le pune în funcțiune? Cine regulează toți hormonii din trupul nostru? Nu sunt hormonii care regulează, ci Duhul nostru, gândirea noastră, regulează aceste lucruri. Și bucuria, spuneți-mi ce este? Avem o rețetă de bucurie în Biblie? Avem sau nu? Ce zice Biblia? De câte ori să ne bucurăm? De ce? De ce? Să nu avem diabet. Nu? Să nu avem colesterol. Să nu avem... Dar pe câți creștini îi vedeți bucuroși? Te duci la ei și zici, cum îți merge? Oh, săracul de mine, că asta am pățit-o și pe asta am pățit-o și pe asta am pățit-o. Și omul numai se plângă, se vaită, în loc zică, slavă Domnului, totul merge bine, mergem înainte. Nu? Acum sunt și unii care zic, slavă Domnului, dar le merge rău. Dar mai bine să zici că îți merge bine decât să te plângi. Nu? Suntem zdrobiți cu inima. Care este problema noastră? Că suntem înșelați. Te duci la medic, el nu se uită la inima ta, se uită? Te întreabă ce necaz ai? Nu, pentru că habar n-are cum să vindece. Și atunci îți dă o tabletă, îți cade, îți dă o insulină, ceva, dar bucuros te poate face medicul? Nu te poate face bucuros. Pe mine mă miră mereu faptul, tot mai mult, că putem fi ca medici adventiști, ca medici creștini, ca cadru medical creștin, că suntem așa de orbi față de ceea ce face bolnav. Să știți că n-am niciun mijloc pe un evreu să-l conving că el are nevoie de un mântuitor pentru inima lui, decât dacă îi dovedesc că inima lui îl face bolnav pentru că îl păcălește. Și așa m-am rugat și sper într-o zi să-l întâlnesc pe acest evreu împreună cu soția sa, că a fost împreună la consiliere în împărăția lui Dumnezeu, pentru că au înțeles că n-au nevoie de un Mesia extern, ci unul care să le schimbe inima, care să le arate eroarea care există în ei, orbirea, robia. Să știți că boala vine din toate aceste lucruri. Boala vine pentru că în noi sunt niște setări fixe. Dumnezeu ne-a făcut să avem dragoste, să avem dreptate, să avem armonie. Toate acestea sunt nevoi care în Duhul nostru sunt fixate, nu în trupul nostru, nu în creierul nostru. În Duhul nostru. Duhul nostru este mult mai complex decât trupul nostru. El este acela care are nevoi fixe. Dacă aici punem trupul, și trupul are nevoi pe care trupul nu poate să și le satisfacă. Dar omul are și un duh care și el are nevoi. Nevoile ambelor lucruri Dumnezeu le-a pus acolo. Nimeni nu le poate schimba. Nevoia Duhului de dreptate, adevăr, înțelegere
armonie. Toate acestea, care sunt foarte multe, mult mai multe decât nevoile fizice ale omului, acestea nevoi nimeni nu le poate da la o parte, zice că nu avem nevoie. Și unul sărac cu Duhul, el nu e în stare să-și împlinească nevoile duhovnicești. Pentru că nu știe cum. Pentru că, vedeți, trupul nu poate să-și satisfacă nevoia. Dar Duhul trebuie să satisfacă atât nevoia trupului după mâncare, chimie, dar și nevoia conducerii, a echilibrului, a tuturor lucrurilor care sunt în trupul nostru, sunt echilibrate prin electricitate. Duhul face chimia și îl satisface pe trup cu chimie, luând mărul din afară sau roșia, iar electricitatea o face în mod direct, după cum nevoile sale sunt împlinite. Dacă Duhul ar avea toate nevoile sale împlinite, mai mult ca 90% din toate bolile noastre ar dispare. Pentru că lupta în noi este pe aceste nevoi să fie împlinite. Și aceste nevoi se împlinesc prin acțiunea Duhului în inima Lui. Duhul este răspunzător pentru trup și pentru el. Și vreau să fac clar acest lucru, că aici sus creierul este trup. Creierul nu-i Duh. Da? Să nu mai credeți că ni se spune că creierul poate să facă ceva. Creierul e materie. Materia nu poate să facă nimic. Materia ascultă de comenzi. Duhul dă comanda creierului. Numai Duhul poate să judece, creierul nu poate să judece. Creierul e doar folosit pentru judecată. Da? Duhul este acela care are răspunderea pentru trup. De aceea, dacă te bucuri și dacă ești împlinit pe baza aceasta, e depinde de tine. Și cum tu știi să ți le administrezi nevoile tale. Și omul are o problemă, o eroare. Orbirea unde este? În gene? Credeți că pancreasul are vreo problemă? Nu. Problema și păcatul este aici. În Duhul nostru este eroarea. Asta este orbirea. Și Iisus numește că avem ochiul rău. Astea toate în Duhul nostru sunt, pentru că sunt lucruri spirituale. În trupul nostru, genele nu au nici nimic care poate să gândească, da? Care poate să judece. Genele, nimic material nu-i păcătos. Numai un Duh poate să facă păcat. Deci, săracul este sărac pentru că nu poate să-și împlinească nevoia. Zdrobitul cu inima este zdrobit cu inima pentru că dorește dreptate, dar cei din jurul lui îi fac nedreptate și el se luptă împotriva lor. Robul de război, el crede că trebuie să se elibereze de cei din jurul său, trebuie să-i stăpânească și nu vede că e un rob. Știți, aici mamele sunt cele mai vulnerabile pentru că ele doresc binele copiilor lor și ei cam le place să stăpânească, fără să-și dea seama că ei stăpânesc. Zice, noi vrem numai binele copilului. Să știți că oriunde noi depunem forță și vrem să forțăm pe cineva să facă binele, noi greșim și păcătuim. Suntem orbi. Ce înseamnă că suntem orbi? Suntem orbi față de noi înșine. Nu știm cum să ne aplicăm nevoia de bază
a vieții. Și suntem apăsați pentru că suntem zdrobiți, pentru că nu ne dăm seama că ne auto-înșelăm. Vreau să vă spun că dacă inima aceasta n-ar fi așa de înșelătoare și deznădăjduit de rea, și dacă noi am fi înțeles că aici este tema de lucru, noi am fi departe astăzi în viața noastră de credință. Și am fi departe în dezvoltarea caracteristicilor divine noi. Dacă am fi înțeles că avem o lucrare de făcut care trebuie să se facă în inima noastră. Haideți să dăm o definiție a fi pierdut și să dăm o definiție a fi salvat. Vreau să sugerez că a fi pierdut înseamnă auto-înșelare. Auto-înșelare. Și a fi salvat înseamnă ce? Cine este un om salvat? Care e inversul auto-înșelării? Nu mă mai înșel. Nu mă mai înșel. Știți, biruința asupra păcatului va fi atunci când cel rău și inima noastră nu ne mai pot înșela. Când vedem adevărul și adevărul ne va fi și ne va face liber. Auto-înșelarea este problema noastră fundamentală. Și cea mai mare problemă o au credincioșii. Știți, mie îmi place să țin prezentări la cei care nu sunt așa de conservatori în credință. Mie îmi place să țin prezentări la cei care sunt afară în lume. Pentru că ei își văd nevoia. Ei, când aud Evanghelia și mesajul, e ca o revelație pentru ei, zic, am învățat ceva. Și inima mea trebuie să altă, pentru că zic, ok, aici este un răspuns. Știți că niciodată n-am întâlnit, de 6 ani sunt în afară în societate și prezint acest mesaj. Tot mai bine, cred un pic, tot mai pe înțeles. Însă, niciodată un necredincios n-a venit să mă atace sau să mă critique. Dar am avut credincioși, foarte credincioși, care vin și mă atacă în față. Și stau așa și mă urmez. Dar ce credeți? Că nouă ne va merge altfel decât Domnului? Iisus a zis, vor veni oameni de aceștia și vor sta cu Avram și cu Isaac în împărăția cerului. Și voi veți sta afară. De ce? Din cauza înșelării de sine. Dar știți, înșelarea de sine ajunge la un moment dat că nu mai poți să vezi lumina. Noi ne naștem cu toți înșelați. Dar știți că atunci când ne naștem, există posibilitatea de a ieși la lumină. Haideți să pun pe o foaie. Deci ne naștem orbi sau morți. Că așa spune Biblia, că toți ne naștem morți. Și acum trebuie să vină lumina. Lumina care îmi arată că mă înșel, care îmi dă o posibilitate de ieșire ca să ies de aici și să ajung, să zic așa, pe drumul vieții. Ăsta e drumul vieții.
Ok. Acum, aici, încă nu sunt în sensul acela pierdut de tot, chiar dacă m-am născut orb. Pentru că lumina va apropia ca să pot să trec de aici, ăsta sunt eu, aici. Dar dacă lumina vine și vine și vine, eu merg tot mai mult în întuneric, voi ajunge la punctul X în care moartea este veșnică. Până aici am posibilitatea să ies din moarte, dar dacă am ajuns aici, moartea este veșnică. La fel este și cu viața. Știți, Adam, când s-a născut, când a fost creat, avea viața veșnică sau n-avea? Atunci de ce a murit dacă avea? Nimeni nu poate să moară care are viața veșnică. De ce Adam a murit? Pentru că n-avea viața veșnică. El avea viața. Dar viața lui a fost pusă la probă. El trebuia să dea niște examene. Trebuia să fie convins de lumina de încredere în Dumnezeu. Și viața veșnică ar fi fost de-abia la punctul X, când timpul de probă el a depășit. De-abia aici începe viața veșnică. Când noi ajungem în cer, vom mai fi în pericol? Mai va fi un pericol? Absolut nu. Pentru de ce nu vom mai fi în pericol? Pentru că testele s-au trecut, probarea s-a definalizat, suntem pregătiți pentru viața veșnică. Nu mai este niciun pericol să cădem de aici, aici. Deci există un timp în care noi ieșim de aici, dar și când suntem pe cale sus, avem o probă. Pentru că știți, când noi ne naștem din nou, știți unde începem viața? Unde Adam a căzut. Pentru că mântuirea mă duce numai de aici, aici. Pentru că de aici nu mai pot să ajung. De aici nu mai pot să ajung aici, dar când sunt aici, eu trebuie să plec pe același drum pe care a mers Adam și trebuie să se pună în viața noastră convingerea că încrederea în Dumnezeu este totul. De aceea omul care merge pe drumul vieții este în stare să cadă de pe acest drum. Nu? De aceea, cine dintre dumneavoastră poate să spună că el este mântuit? Niciunul. Pentru că viața veșnică o avem deja? Nu. Avem viața. Suntem pe drum. Dar n-am ajuns încă. Pentru că este un proces. Și așa cum este procesul în orbire totală, este procesul spre lumină totală. Și aici este încrederea în sine și aici este încrederea în Dumnezeu. Deci mântuirea mă scoate din orbire, mă scoate de acolo unde eu nu știu să ies, aici, pentru acest drum, am nevoie de mântuitor. Avea nevoie Adam de un mântuitor? Când a fost creat? Nu. El avea nevoie de un mântuitor când? După ce a căzut jos aici. Pentru că de aici nu mai există scăpare. Nu te scoate nimeni de aici decât un mântuitor. De aceea când noi ieșim de aici, mergem încolo împreună cu mântuitorul ca să ajungem la viață și să ajungem să dăm examenul. Și examenul final este că noi nu ne mai înșelăm. Nu mai cădem în capcana celui rău care vine să ne
Înșele. Haideți să vă spun. Un tânăr mă sună săptămâna trecută sau cealaltă. El zice, am următoarea problemă. Când fac o întâlnire cu cineva și nu vine, și am făcut o întâlnire cu cineva și nu vine și după jumătate de oră de așteptare îl sun și nu răspunde. Și aceasta mă supără total. Și intru în depresie. Și n-am liniște până când nu vorbesc cu acea persoană ca să îi spun ce s-a întâmplat. Simplu. Omul vede sau e orb? Are nevoie de un mântuitor dacă se supără că cineva nu vine la întâlnire? Dar de ce se supără că cineva nu vine la întâlnire? De ce n-a răbdarea? Că răbdarea iese dintr-o... E un rod al Duhului, nu? Nu e ceva... E orbire. Care e orbire? Spuneți. Sau dumneavoastră nu vă supărați dacă ceva nu vine la întâlnire? Ați putea să o discerneți? Ați putea sau nu? Nu, dar de ce te superi dacă nu vine? Aha, deci pierzi timpul așteptând. A cui timp îl pierzi? Timpul meu, nu? Săracul de tine, când ai făcut tu timpul? De când e timpul tău? Pierdem timpul cuiva? Da sau nu? Al nostru? Cu siguranță că nu. Pentru că noi n-am făcut timpul sau am făcut noi timpul. A cui timp pierdem? A cui? A Domnului. Dar de ce se duce omul la întâlnire? Știți că la nivel de inimă, și o să vorbim mâine despre inima aceasta înșelătoare, la nivel de inimă câte acțiuni avem? Câte acțiuni există la nivel funcțional în viața de pe pământ? Dar și în viața Universului. Câte acțiuni există? Nu. Alea motivațiile. Mă refer la acțiune, funcție. Că funcția e ceea ce este determinată de Dumnezeu prin lege. Când ești bolnav, ceva nu funcționează bine în trupul tău. Și acum trebuie să știm de ce nu funcționează bine în trupul tău, nu? El se supără. Când te superi, funcționează bine trupul? Glicemia bine? Nu. Deci totul iritat. Stomacul, pancreasul, săracul, toate alea sunt date la o parte. Adică nu mai funcționează bine din cauza că tu te superi. Dar de ce te superi? Nu-i pe drept să te superi dacă cineva nu vine? Sau dacă cineva te minte, nu-i pe drept să te superi? Știți că Iona, cum zicea? Zice, pe drept mă sufăr. Și Domnul zice, Iona, cum să-ți explic ție în eroarea Duhului tău că te superi degeaba? Nu a fost Dumnezeu finuț cu Iona? Eu mă mir și sunt aproape convins că Iona va fi în cer. Pentru că Dumnezeu a vorbit așa frumos cu el. Nu? Iona învață lecția în pântecele peștelui. În întuneric, el vede lumina. Să știți că în acel pește, Iona a văzut că el s-a încrezut în sine în loc în Dumnezeu. Și pentru că s-a încrezut în Dumnezeu acolo, în acel pântece, Iisus, Dumnezeu, scoate și îl trimite la Ninive. Și acum se duce la Ninive. Ochii lui sunt deschiși. Sunt deschiși de tot sau un pic numai?
Oh, el și-a predat viața Domnului, acum este ascultător, dar Iona mai are niște calități rele în viața lui. Și el este orb față de sine în privința dreptății. El zice, nu e drept ca oamenii aceștia să moară, să trăiască. Uite, ăla este curvar, ăla e homosexual, ăla și-a bătut câinii, el ce și-a făcut? Și ăștia trebuie să moară. Ăștia sunt demn de moarte. I-ați lăsat în viață? Nu, i-ați lăsat în viață? Chiar dacă se pocăiesc, știți, am stat de vorbă săptămâna trecută, am fost la în Germania de Est, cealaltă, și omul care m-a dus și unde am stat zice, eu am probleme mari cu mesajul tău. Zic, și care e problema? Zice, păi uite, să-l ierte Dumnezeu pe unul care a murit 20 de milioane de oameni? Că mi-a povestit de o poveste a unuia din Asia acolo, care nu știu câți i-a chinuit, și după aceea în închisoare vine la credință, se pocăiește, zice, și ăsta care a pus pe alții la moarte și poate ei au murit pe de totdeauna din cauza că n-au fost pregătiți, el acum să trăiască veșnic, asta e dreptate? Credeți că Iona este așa altfel ca noi? Dacă noi știam ce ar fi fost asirienii și dacă noi știam ce răutăți se afleau în acea cetate, niciunul din noi n-ar fi mers. Niciunul n-ar fi mers. Ei, merită să moară. N-au nevoie de Evanghelie. Iona se duce, s-a pocăit, merge, dar Domnul i-a spus mesajul înainte să plece sau nu i-a spus? I-a spus ce să predice sau nu? Nu i-a spus ce să predice. Citiți bine Biblia. Nu i-a spus. Deci du-te acolo, îți dau mesajul. Când ești acolo. Și eu cred că Iona, când a auzit mesajul, a jubilat. 40 de zile veți fi morți. Ha, ce mesaj frumos! Nu? Iona l-a predicat cu bucurie. Dar n-a socotit că Dumnezeu e în spatele acestui mesaj. N-a socotit că niniviții au o credință și poate să fie luminați. Și acum sunt luminați niniviții, se pocăiesc și Iona. Mesajul a fost degeaba. Dumnezeu i-a iertat. Și acum Dumnezeu zice, Iona, hai să te învăț o lecție. Credeți că Iona făcea din adins aceste lucruri? Credeți că Iona era rău? Nu, Iona era ca și noi, să știți. Oh, vă gândiți. Dacă Dumnezeu poate să salveze pe Iona, poate să ne salveze și pe noi. Pentru că Iona s-a supărat că zice, am predicat un mesaj și nu s-a împlinit. Cum stau eu în fața acestor oameni? Și atunci Dumnezeu îi lasă să vină viermele acelea. Știți ce frumos? O zi și vine dugoarea aceea și Iona moare de leșin, de căldură. Și Domnul vine la el și zice, Iona, ești supărat? O, Doamne, da, sunt supărat. Pentru că, uite, viermele mi-a mâncat. Și acum Domnul zice și eu să nu fiu supărat. Spune-mi și mie, Iona. Mie să nu-mi pese de 120 de mii de oameni care sunt răi, dar cum i-a considerat Dumnezeu? Orbi sau văzători? Zice, care nu știu să deosebească stânga de dreapta. Cât de orb trebuie să fii dacă nu poți să despăstești, să separi stânga de dreapta? Știți, Dumnezeu îi spune lui Iona, și eu sunt supărat, Iona. Dar eu am motiv de supărare, pentru că ăștia sunt oamenii mei, care nu știu nici stânga, nici dreapta, eu să nu mă supăr, să piară, fără mesajul Evangheliei. Și eu cred că Iona a înțeles mesajul. Nu știu, de credința mea, părerea mea. Haideți să vedem câte funcții avem în inimă. Pentru că din acele două funcții toată viața merge. Două funcții sunt doar în viață care
care ne duc. Și o funcție este iau și dau. Și știți cum funcționează legea vieții? Știți care e legea vieții? Simplă de tot? Iau ca să dau. Foarte simplu. Acum mâine o să vedem de ce noi cum gândim. Băiatul acesta, tânărul acesta adventist care se supără că omul nu vine la întâlnire, unde e înșelarea lui? De ce se duce la întâlnire? Să dea sau să ia? De ce se duce la întâlnire? Se duce să? Să ia. Știți că este un singur loc pentru luat? Știți acest lucru? Câte locuri de luat avem? Unul singur. Este Dumnezeu. Dacă el ar merge la întâlnire să dea ceva și altul nu vine ca să-i o dea, cine are problema și paguba? Cine are paguba? Celălalt. Și zici, săracul de el. Eu n-am pierdut nimic, că am câștigat, răbdare, am făcut o experiență nouă cu Domnul, că stau și testul l-am depășit, nu m-am supărat, pentru că am mers să dau acolo, n-am mers să iau. Dar el acum zice, dar trebuie să-l mustru, trebuie să-i spun totuși că a greșit, că n-a venit. Zic, de ce vrei să-i spui? Pentru ca să-l ajuți pe el sau tu să scapi de presiunea ta? Să știți că dacă trebuie să spuneți din presiune, sunteți orbiți. A? Sunteți orbiți. Tot ceea ce facem sub presiune, tot ceea ce facem sub nervi, vine nu de la Domnul. De aceea, Dumnezeu trebuie să ne ajute, să ne înțelegem inima noastră. El este orb, pentru că se duce să ia. Crede că folosește timpul lui, crede că se duce acolo de plăcerea celuilalt, când de fapt se duce acolo de plăcerea lui. Sunt doar două funcții care în viața noastră trebuie să le știm. De unde luăm și de unde dăm. Și inima noastră rea merge invers. Dau ca să iau. Mă duc la întâlnire, nu? Dau ceva, dar nu mă duc degeaba. Mă duc ca să iau. De ce am realizat că am nevoie de un Mântuitor? Pentru că greșesc mereu sursa. De unde iau și unde dau. Vom vedea mâine că legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, guvernează doar aceste două funcții. Unde iau și unde dau. La nivel de inimă, n-avem mai mult. Totul este input și output. Totul. Și dacă aceste două funcțiuni le-am stăpâni exact cum trebuie, noi am ieșit din orbire. De unde iau și unde dau. Pentru că numai acestea le avem în inima noastră. În conștientul nostru avem multe. Foarte multe, nu? 10 porunci. Dar la nivel de inimă avem doar două funcții. Și acele două funcții n-am înțeles. Și vom vedea mâine că tu poți să ții legea după slovă, dar în inima ta s-o calci complet. Și aceasta e orbirea Laodiceei. Aceasta e orbirea Laodiceei. Noi credem că ținem legea. Noi credem că ținem sabatul, dar nici măcar n-am înțeles ce înseamnă sabat. Pentru că n-am înțeles mesajul pentru inimă. N-am înțeles de unde luăm și unde dăm.
Deci ori de câte ori vă supărați, faceți o greșeală. Datorită, vreți să vă supărați sau nu vreți să vă supărați? Alegeți să vă supărați sau nu? Nu. O facem din cauza că credem că suntem adevărați. Iubiților, fără un Mântuitor, nimeni nu poate să-și vadă eroarea în care trăiește. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că corpul nu poate să fie eronat. El îți dă presiune ca un feedback pentru felul cum gândești. Și atunci poți să vezi că atunci când iubești, nu stai sub presiune. Dar când nu iubești, stai sub presiune. Că trebuie să-l schimbi pe celălalt. Trebuie să-l pui la punct pe celălalt. Trebuie să-l mustri. Pentru că acolo suntem maestri, nu? Ca Iona. Cred că Dumnezeu vrea să ne ajute să ieșim din eroarea inimii noastre. Și să știți, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru orice durere de cap, pentru orice țiuit în ureche, pentru orice durere de stomac, pentru că ele sunt un ajutor să ne vedem de unde am luat. Vă spun o poveste din viața mea, ca sfârșit. A fost nu de mult, în iunie, ziua de naștere a soacrei mele, 80 de ani. Și am făcut că mergem să mâncăm la restaurantul nostru preferat, la pizzeria unde poți să mânci vegan. Și mie îmi place să mă duc acolo, că îmi place gustul. De vreo 20 de ani și mai mult mergem din când în când acolo. Și a fost marți dimineața, eu am fost și am făcut înregistrări pentru școala de sabat. Și am venit plin de bucurie acasă, zic, soția va fi gata și soacră mea și plecăm la restaurant. Simțeam deja gustul pizzei pe limbă și vin acasă și cum intru în casă, soția mea la bucătărie, între multe vase și făcea acolo treabă, știți cum muncesc femeile. Și zic, nu, ești gata. Ce? M-am gândit să nu mai mergem la pizzeria. Și aseară am cumpărat niște sparanghel, știți, în Germania sparanghelul este, ce nu știu în România ce-o fi. Da, e o masă care toți le place când vine sparanghelul. Da, n-are, nu conține nimic, dar e bun. Costă scump. Și ea cumpărase luni seara sparanghel bun și m-am zis că și ei îi place sparanghel, îi iubește sparanghel, zice, și soacră mea. Zice, elev, am zis că pusese masa acolo în sufragerie să mâncăm noi patru, că venise și fratele ei să sărbătorim cu toții. Și care dintre noi ne place când programul e schimbat deodată? Vă place? Nu ne place. Și atunci a fost un test care n-am depășit bine, pentru că i-am zis așa, zic, data viitoare, orice îți vine în minte, nu mai schimb program. Nu putem să... Cum ne taie mintea când stabilești ceva? Nu te schimb. Principiul e bun sau nu? Principiul e bun, dar să știți că trebuie să fim flexibili. Dacă nu e vorba de luat. De unde am luat? Unde am dat? Nu? Și acum accept pilula, mă întorc să ies și zice, dracule, poți să mă ajuți să terminăm mâncarea? Și acum, sigur, o ajut cu plăcere, mă duc. Dar știți, nu-mi dă lucruri de făcut care sunt nobile.
Și îmi dă lucruri de făcut care sunt mai puțin nobile. Adică ea are obiceiul, când cojește ceva, să facă totul în chiuvetă. Da? Să cojească. Și i-am spus înainte deja că avem cutii, adică pungi de hârtie, care sunt compostabile, să le pună pe alea în chiuvetă și să facă direct în pungă. Și atunci nu se murdărește nimeni dacă duce punga afară la gunoi. Că altfel trebuie să pui mâna acolo în leaștina aceea și să pui în asta. Și pentru că ea găsește cam mereu cineva să pună mâna acolo și nu ea pune, nu am schimbat-o să o pună într-o pungă, că eu îmi fac leaba ușoară. Da? Dacă se poate, nu mănânc cu farfurie, mănânc numai pe hârtie, că aia pot să o arunc și numai să spăl. Asta să fim eficienți. Dar ea mă pune să iau mleaștina aceea și să știți, fără să vreau, în momentul când am simțit-o și am pus prima mână în pungă, mi-au ieșit nervii pe... De unde mi-au ieșit? Și am încercat să-i explic că de ce a cumpărat pungile dacă nu le folosește. Și acum știți, când vrei să stai de vorbă cu cineva și ăla te ignoră, cum reacționezi? O, zici, respect, da. Și pentru că ea e în grabă, știți, soția mea e în grabă, să termin lucru. Și eu acum vreau să-i arăt un principiu, că a venit timpul educației. Și ea nu mă ascultă. Zice, n-am acum timp, trebuie să terminăm treaba. Nervii s-au dus. Duhul meu s-a măhnit. Și până când n-am bătut și am stat în fața ei și am zis, acum, ascultă-mă! Știți, am fost orb sau am fost văzător? Am fost orb sau văzător? Iubitor sau neiubitor? Orb. Pentru că vreau ceva rău? Vreau ceva rău? Nu. Vreau doar bine. Și totuși, l-am vrut cu forță. Și am vrut să o impun. Și știți, când omul nu vrea să te asculte, cum vine vocea? Mai încet? Se ridică. Cine s-a îmbolnăvit? Cine s-a îmbolnăvit? M-am pocăit imediat, mi-am cerut iertare. Că a fost o scânteie. Dar păcatul a fost săvârșit. Și când, câteva zile mai târziu, mă doare stomacul, zic, mulțumesc, Doamne, pentru că trebuie să învăț. Și am făcut, știți că mi-am făcut lecția? Eu trebuie să fiu în stare, la orice schimbare de program, să fiu iubitor. Pentru că nu mă duc să iau. Nu mă duc să pretind. Soția mea are voie să facă ce vrea. Poate să schimbe programul cum vrea ea. Eu trebuie să rămân același om, iubitor și răbdător. Ea poate să pună în chiuvetă oricât. Și eu pot să spun, draga mea, de data asta, cureți tu. Nu? Pentru că atunci învață. Dar pot să o spun cu iubire, pot să o spun, nu? Cu demnitate, fără să mă... Super. Dar supărarea dovedește că eu am fost robul inimii mele înșelate. Nu mai vreau să fiu. Nu mai vreau să fiu. Am nevoie de un mântuitor care clipă de clipă e acolo și mă ajută
să mă înțeleg. Care mă face atent înainte să intri în casă, vezi că e furtună. Știi? Dar știți? Noi ignorăm de multe ori sursul blând al Duhului Sfânt. Și noi le facem. Încrederea în sine ne distruge, să știți. A slavă Domnului că mai avem și un stomac și un pancreas care răspund la inima noastră. Și din inima noastră ei sunt distruși. Și dacă în inima noastră dragostea va trăi, va fi rege, atunci și trupul nostru va funcționa bine. Glicemia va fi perfectă. Pentru că Duhul nostru este în stare să iubească. Mâine vom vedea eroarea un pic mai profund și vom încheia după masă încă o dată cu definiția dragostei. Ceea ce Duhul meu trebuie să fie în stare să dea pentru ca trupul să fie sănătos. Și atunci poporul lui Dumnezeu, să știți, va fi într-adevăr un popor deosebit. Ei nu vor fi numai vegetarieni, ci vor fi iubitorii acestui pământ. Vor fi răbdătorii acestui pământ. Și vor fi sănătoși acestui pământ. Pentru că Iisus câte boli a avut? De ce n-a avut? Pentru că niciodată El nu s-a luat după eroarea Duhului. Niciodată n-a căzut în această capcană de a forța binele față de alții. El a fost în stare să biruiască și prin El, ca Mântuitor, putem și noi. Aceasta este mesajul care trebuie să-l înțelegem. Sunt multe erori în noi și trupul ne ajută să le vedem dacă avem ochi. Dar dacă le punem pe seama curentului și pe seama mâncării sau pe seama, eu ce știu ce, nu ajungem niciodată să înțelegem lucrurile. Dumnezeu să ne ajute să putem vedea lucrurile așa cum sunt, să ieșim din orbire. Amin.